târziu în jurnal. S-au spus multe în ultimii ani despre Maria Ciobanu, a fost atacată, contestată, dar și admirată pentru forța pe care o are. Acum a venit rândul ei să vorbească. Marea artistă ne-a acordat un interviu în exclusivitate în care ne-a spus de ce nu se retrage din muzică, pe care este starea ei de sănătate în acest moment. Cât mai sunt, să se mai bucure de mine. Lumea încă mă mai iubește, chiar dacă am o vârstă, și mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat zile să ajung aproape la 80 de ani. Am vrut să mă retrag de multe ori, dar pentru că Dumnezeu m-a hărăzit cu un har așa de bogat, mi-a dăruit și 3 copii, toți care cântă, tot cu har. Toți sunt muzicali, toți sunt artiști. Camelia mai puțin, dar Ionut și Leontina au făcut carieră. Și Camelia mai cântă și ea, mai vine când mai dau eu câte un spectacol în țară. Că am zis că îmi iau adio, dar nu pot să-mi iau pentru că nu mă lasă publicul. Admiratorii mei mă cheamă și eu nu pot să refuz. Eu am voie să zbor, sunt sănătoasă, slavă Domnului, mulțumesc bunului Dumnezeu că sunt bine. La vârsta mea fac bicicletă câte o oră și jumătate, merg pe jos kilometri. Pentru față, aveți niște creme speciale pe care le folosiți? Nu am un secret, n-am niciun secret. Eu nu am băut la viața mea, nu am mâncat mult ca să mă îngraș. Am avut grijă ca să mă mențin cât de cât, să arăt cât se poate la vârsta care o am. Nepoții dumneavoastră ce fac? Știu că sunteți cu toți în București. Nepoții mei, mă mândresc cu ei, sunt foarte talentați. Mulțumesc bunul Dumnezeu că mi-a dat... am 6 nepoți. Să vă trăiască. Dintre care ai lui Ionuț, toți cântă. Fac vioară, cântă și cu vocea și sper să mă moștenească unul din ei. Aveți timp să mergeți cu ei la plimbare? Mai rar, pentru că sunt extrem de solicitată și nu prea am timp. Cât de cât mă duc și-i văd și le mai gătesc câteodată și le duc mâncare și fructe și... Într-un cuvânt, mă bucur de ei. Lăniță este un copil extraordinar. Eu am făcut multe rugăciuni pentru fiul meu ca să-i scoată o fată pe măsura lui în cale și să înțeleagă, pentru că merită și, într-adevăr, mi-a dat o onoră extraordinară. O iubesc din adâncul sufletului, este talentată. Este o mamă extraordinară. Aș dori toate mamele din lume să se mândrească cu copiii lor cum mă mândresc eu cu ai mei. Ce simțiți când urcați alături de ei pe scenă? Ce să simt decât să-i mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat zile și mă mai bucur de ei. Că eu am iubit la viața mea pe Maria Lătărețu și mi-a părut tare rău de ea că s-a dus prea devreme, la 61 de ani. Mama mea cu chip de floare, mama mea, și glas de privighetoare, mama mea. Camelia, Leontina, ce mai fac? Leontina este în țară și s-ar putea să vină și Camelia în toamnă, când împlinesc eu 80 de ani. Pe 3 septembrie, s-ar putea să vină și Camelia. Dorul de fete vă cam pune pe drumuri, nu-i așa? Așa este. Acum plec cu Leontina în
în Africa de Sud, într-o excursie de 10 zile. Doar o mamă poate ști ce e dorul de copii, mă. Mama îi aduce pe lume, oh, maică, le dă viață, le dă nume. Cum este în America? Ce faceți dumneavoastră acolo? Gătesc. Merg kilometri pe zi, merg mult, fac bandă, fac bicicletă. Asta e viața în America. Stau acolo, că bărbatul meu este acolo, e cetățean american și mă mai duc și mă duc și la fată, mă simt bine și acolo. Care sunt cele mai frumoase sfaturi pe care le-ați dat copiilor? Eu mă rog la Dumnezeu să le întărească, să dacă, Doamne ferește, au necazuri în viață, că eu am avut multe, să le ajute Dumnezeu să treacă peste ele și să le învingă necazurile. De ce alerg, de ce muncesc, pentru ce agonisesc, mă? Care au fost cele mai grele cumpene prin care ați trecut de-a lungul vieții? Am pierdut 4 case la viața mea, una mi-a demolat-o, dintr-una m-a dat afară și că așa a fost situația. Dar sunt fericită că m-a ajutat Dumnezeu să trec peste toate și să trăiesc. Toată viața mea a fost în cântece și am cântat cu mare pasiune folclorul, pentru că m-am născut cu el în casă. Care sunt cele mai frumoase bucurii pe care vi le-a făcut Ionuț? Ionuț, sunt multe bucurii. Am făcut turnee cu el prin Australia, prin America și m-am bucurat de succes și pentru succesul lui și că mi-a dăruit 3 nepoți extraordinari. Vă mai întoarceți în toamnă în America? Deocamdată nu se știe ce o vrea de sus. Dacă o să fiu sănătoasă, mă mai întorc, dacă nu stau aici. Pică frunza pomului, trece viața. Sunteți de acord cu operațiile astea estetice? Dumneavoastră v-ați gândit vreodată să încercați ceva, să mergeți la medicul estetician? Niciodată și nici n-am să o fac. Nu vreau să stric ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Și bătrânețea are frumusețea ei.